Zatorul Mare. Ora 12:25. După 2 ore jumătate absolut magnifice de împins bicicleta pe munți de scoici, am reușit în sfârșit să facem bucata de la Zatorul Mic la Zatorul Mare. Păclona îl aștept să vină. A rămas în urmă mai devreme pentru că a făcut o pană. Conduce 3-2. Sper să rămână scuru așa până la final. Dar dacă nu, având în vedere că el mai, e mai meseriaș ca mine, a făcut penelor. De rest, spor la treabă. O să încerc poate să văd dacă se poate trece fără barcă. Dacă nu, o să mă apuc să dau niște fălci ca să o umflu, pentru că pompă nu avem. De aici, din câte știu, până la Perișor ar mai fi vreo 7-8 km, ceea ce înseamnă vreo o oră jumate, poate, depinde cum se merge. Am văzut că e diferență destul de mare pe anumite porțiuni acum față de cum era anul trecut. Sper să fie totuși ok. Astăzi ar fi ideal dacă am ajunge la Portița, pentru că mâine seară să ajungem la Corbu sau cât mai aproape. Vedem dacă reușim să și pescuim ceva pe aici. O țigară, o gură de apă și o baie de soare. E bine că aici nu mai sunt gâșgăuni. Aia au contribuit foarte mult la testarea noastră din punct de vedere al rezistenței la stres. Citându-l pe Clona, cam astea au fost noutățile. Revenim, pa, pa.